Ce faci? Cum ești? Te-ai relaxat după ce la finalul lui noiembrie parcă da. Ai plecat de la Dinamo, ai zis că ai nevoie așa de o perioadă de relaxare. Da, a fost o lună în care m-am stat alături de familie, m-am relaxat puțin, simțeam nevoia pentru că în ultimii ani, 3-4 ani de zile am fost implicat în proiecte care nu m-au lăsat să am vacanțe lungi și am stat destul de mult timp departe de ai mei și mi-a prins bine luna asta decembrie, mai ales că a fost și luna sărbătorilor alături de ei și a fost plăcut. Zi-mi așa, după perioada asta ți-ai făcut un bilanț al firelor albe de păr? Nu, dar am văzut și eu că erau suporteri, puneau poze cu înainte așa. Și după. Și da, și se părea cumva sunt un pic mai înțelept după perioada Dinamo. Da, ai observat și tu? Da, a fost intens, dar cred că, nu știu dacă, mă rog, cred că e cu trecerea timpului, nu are legătură neapărat cu Dinamo. Probabil că e genetic și mama mea a albit destul de devreme. Și cred că e genetic. Nu știu dacă Dinamo neapărat m-a albit, dar mă rog, e o meserie care necesită mult consum și sunt și un tip care mă implic foarte mult și am foarte multă pasiune și probabil de aici accelerarea procesului. Asta e titlul bun, Dinamo m-a albit. Nu, stai că nu, n-ai zis-o, dar ziceam așa că e bun ca titlu. Nu, dar e banca, să stai pe banca lui Dinamo, e o meserie, e un job care necesită toată implicarea și toată dedicarea celui care e acolo. Și asta vin, frământările astea și luptele astea vin la pachet și cu niște sacrificii pe care trebuie să le faci. Gata vacanța, să înțelegem? Da, într-un fel, da. Adică mă simt că, nu știu, mi-am recăpătat din nou energia și vitalitatea, pofta de viață, pentru că ajunsesem și eu la... simțeam că, nu știu, nu mai aveam energia pe care ar fi trebuit să o transmit întotdeauna echipei, suporterilor, dar sunt bine. Acum o să avem și luna asta un modul pentru licența pro și cumva mă simt din nou activ și aștept să vedem ce ne va oferi piața, că știi cum e meseria. În meseria asta aștept să vezi unde apar oportunități. Da, stai așa să vezi ce se mai întâmplă, ce... spuneam și înainte, cum au stat și alții după tine, adică stai liniștit, că nu... Nu, dar face parte din meseria noastră și așa se întâmplă, când undeva merge rău, pentru cineva se închide o perioadă, pentru alții se deschide o oportunitate. După cariera fotbalistică ai fost și în zona administrativă și pe banca tehnică. Te-ai reîntoarce cumva dacă ar fi oportunitate pe partea administrativă sau nu rămâi în zona antrenoratului? Nu, sub nicio formă. Eu am decis lucrul ăsta când eram președinte la Rapid, după ce am ratat acea promovare de la Liga 2 la Liga 1 și era cumva ceva la care mă gândeam de foarte mult timp, pentru că eu dintotdeauna mi-am pregătit pașii ca să devin un antrenor. Cumva, imediat după ce termini cu fotbalul ca și jucător, e o perioadă de timp în care cumva ești puțin în derivă. Da. Pentru mine a apărut repede acea oportunitate să intru în management, la Oțelul Galați, apoi la Rapid, dar întotdeauna am avut în minte că va veni un moment în care trebuie să cobor în iarbă și să fac ceea ce îmi doresc cel mai tare, să fiu antrenor. După ce ți-ai dat demisia de la Dinamo, e ok? Spunem că a fost demisie sau a fost înțelegere? A fost o înțelegere amiabilă. De așa. Ai avut o dezamăgire și o supărare care acum au trecut așa? Adică vezi lucrurile altfel față de cum le-ai văzut atunci la final de noiembrie? Nu, îți dai seama că am plecat într-un moment în care lucrurile nu erau tocmai plăcute și... Nu, n-am avut dezamăgire. Sincer, am plecat cu conștiința împăcată pentru că am făcut absolut tot ce a depins de mine și cumva uneori
mă rog, și în viața de antrenor, dar și contextul pe care l-am avut eu acolo a fost unul complicat, chiar și când în ultima jumătate de an, știi foarte bine, am avut limitările pe care le-am avut cu interdicția la transferuri.